Stimați telespectatori, mă bucur să vă reîntâlnesc la emisiunea Până la marginile Pământului, singura emisiune despre misiune. Am poposit data trecută, în precedenta emisiune, în Namibia, avându-i invitați pe Sandu și Marinela Maghiar. Bine ați revenit! Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Ei au ajuns în Namibia pentru prima dată în anul 2011, 2012. 12. Apoi, de atunci, au făcut câteva călătorii, iar de un an de zile lucrează efectiv în Rundu, un oraș aflat în nordul Namibiei. Namibia este o țară aflată pe continentul african, în partea de sud-vest, o țară cu o întindere mare, dar cu o populație mai mică, însă o țară foarte puternic segregată din punct de vedere economic, o țară în care trăiesc oameni foarte bogați, dar și oameni foarte, foarte săraci, care abia trăiesc de pe o zi pe alta. În cadrul acestei emisiuni vom ajunge și pe la ei. Data trecută, în emisiunea precedentă, am vorbit despre modul în care ei se implică în biserica din Rundu, în lucrarea cu tinerii și poate la prima vedere unii s-ar putea întreba, este necesară prezența lor acolo? Da, este necesară și vom vedea în cadrul acestei emisiuni, pentru că lucrarea lor nu se rezumă doar la implicarea în biserică și lucrarea cu tinerii, ci este mult mai amplă și solicitantă și sunt implicați în fiecare zi într-o școală în care predau acolo cursuri. Aș vrea să revenim, deci, cu întrebări legate de lucrarea voastră, care sunteți implicați. Am înțeles că în fiecare zi predați într-o școală acolo. Cât de mare este școala? Ce faceți acolo? În ce constă implicarea voastră în școala din Rundu? Școala are undeva la 300 de copii. Este o școală particulară, dar este o școală creștină. Și spun asta pentru că principiile sunt creștine, se pune accent pe dezvoltarea unui caracter creștin și copiii învață la toate materiile, inclusiv la matematică, învață versete biblice. Este o programă mai specială dezvoltată în state Versete cu cifre, cu numere. da, e dezvoltată în Statele Unite ale Americii și de către creștini, o organizație creștină. Și e un cadru foarte potrivit pentru copiii care, așa cum povesteam, nu prea au modele, nu prea au exemple de urmat, familiile lor nu sunt așa cum ar trebui să fie, nu le creează un cadru foarte sănătos de creștere. Și atunci școala aceasta oferă ceea ce poate familia nu poate să ofere. Sandu, și tu ești implicat. Ce predați voi și în ce zile predați orele pe care le aveți voi? Cum decurge o oră de curs în care, pe care o predați în școală? Da, eu în fiecare dimineață am câte o oră de religie cu fiecare clasă. Și de la clasa a doua până la clasa a șasea, în fiecare zi, câte o altă clasă. Și Marinela, de la clasa a șaptea până la clasa a 12-a, are oră de religie cu ei. Și implicarea în școală, suntem profesori în fiecare clasă. Sunt undeva la 25 de elevi și sunt doi profesori la clasă. Copilul învață în mod individual. Birourile sunt cu fața la perete și fiecare copil are biroul lui, scaunul lui, biroul lui și nu Nu se există vede. stilul de clasă care există în România, cu care voi ați fost Nu, da, obișnuiți. nu e În același școala stil aceasta. de N-ați fost ca și noi. surprinși de această metodă? N-am auzit de această metodă până acum, când am fost și am vizitat și am fost la această școală și am fost surprinși că, nefiind obișnuit cu stilul, zici, dar cum să stai toată ziua cu fața la perete și lucrezi doar de unul singur și nu poți să vorbești cu colegul sau doar în pauză și e bun sistemul pentru copiii care știu să se auto învețe, să fie autodidact și care sunt perseverenți.
care nu au nevoie ca tot timpul trebuie să îi împingi din spate. E foarte bun sistemul acesta și ne place că e un sistem creștin. Și Și unde este profesorul? Sau cum este profesor. ora, sau profesoara? Cum este o oră de curs? Când se adresează și cum se adresează profesorul din moment ce copiii stau cu fața la perete? Da, fiecare clasă își începe ziua cu un timp de devoțiune cu profesorul și acolo se vorbește la toată clasa. Pe lângă ce am eu cu ei Da. în clasă, oră de religie, ei fac separat în clasele lor. Când nu sunt cu mine la oră de religie, au în clasa lor cu profesorii, au Alte discipline. tot Tot. devoțional. În Da. fiecare Devoțional cu dimineață se rugăciune. începe cu un devoțional. Se citește din Biblie, se discută pe baza ceea ce s-a citit din Biblie, motive de rugăciune, se roagă împreună profesorul cu elevii. Și așa începe în fiecare dimineață orele de curs în școală. Și profesorul are intervenție, mai sunt intervenții când se adresează pentru toată clasa, atunci se întorc copiii invers și dacă la matematică au exerciții noi, atunci profesorul le dă exemplu pe tablă cum să facă exercițiu sau la engleză, gramatică și alte Deci este partea intervenții. asta de predare oarecum a lecției și Da. după aceea elevul continuă Da, în mod elevul. individual să lucreze. Da, și au în cărți, au tot ce au ei nevoie să învețe. Ei trebuie să citească și după ce au citit, completează. Au întrebări cu spații libere și ei trebuie să completeze. Dacă nu înțeleg un anumit exercițiu, ei au două steaguri, unul este steagul Namibiei și unul este un steag alb. Da, un steag alb. Și când au nevoie de ajutorul, sunt în clasă doi profesori, unul e supervisorul și unul e monitorul. Supervisorul, el are pregătiri academice mai ridicate ca și Celălalt, da. ajutorul, da, ca și celălalt, și când ridică steagul alb, atunci înseamnă că au nevoie de ajutor și supervisorul, el merge și îi ajută individual pe fiecare copil în parte. Dacă nu înțeles, nu explic la toată clasa exercițiul lui, mă duc la el la birou și explic lui personal exercițiul și stau acolo lângă el până mi-am dat seama că înțeles despre ce e vorba în exercițiul Aveți și respectiv. la religie o programă după care vă duceți, o programă locală sau ați creat voi sau lucrați voi la o programă? Nu avem, am început noi. Că nici religie în școală, așa cum fac eu să predau în fiecare dimineață la o anumită clasă, nu a fost până am mers noi acolo. Aveau doar ei cu sub profesorii lor de clasă, aveau ei în clasa lor ceva, dar nu avem o programă anume. Am început cu cei de clasa a doua, am început de la Genesa și am luat cartea Genesa și am PowerPoint-uri cu imagini pentru copii și captez mult, e mult mai ușor să prezint copiilor. Tu predai la clasele mai mari, predai în același stil, folosești metoda, programa pe care o dezvoltat-o Sandu sau ai creat tu una? Încerc să văd ce nevoi au ei și ce întrebări au ei și să creez pe temele respective o lecție. Bineînțeles, nu facem ca și copiii mai mici. Și foarte mult îi învăț cântări, ceea ce le place. Și cântări pentru tineret sunt foarte doritori să învețe și să cânte. Spre exemplu, aveau întrebări dacă să mergem la biserică sau să nu mergem și să citim Biblia acasă. Pentru că ei zic, uite, ei fiind în școală, aud despre asta, aud despre citirea Bibliei, cunosc cât de cât, știu să se orienteze în Biblie.
Și unul dintre ei spunea, păi da, eu citesc acasă, nu mă mai duc la biserică. Și am creat o lecție pe tema aceasta, am făcut o dezbatere cu ei și a ieșit foarte constructiv, bine, foarte bine. Crescut frecvența? Nu, da. I-a împărțit în două echipe. Unul, că o echipă care să combată, de ce? Că să mai, combată mersul la biserică. Da, să combată mersul la biserică și alții pentru mersul la biserică. Și ei au, s-au făcut două echipe și atunci ei au susținut punctul. Da. Și a fost da, interesant să vezi cum luptau cei care trebuia să mergi la biserică, să meargă la biserică, luptau că trebuie să mergi la biserică. Și da, după ce am tras linia... Așa, uitându-mă în timpul verii prin bisericile din România, cred că ar fi necesară tema asta. O temă cei asta. Care susțin mersul și cei care zic, hai să mai luăm un concediu. Ce alte nevoi aveau copiii și le-au manifestat și tu ai pornit lecții de la aceste nevoi sau întrebări? Legate de viața de căsnicie, aveau multe întrebări. Cum să ajungi la o prietenie care să ducă la căsnicie? Sau, și așa cum am mai spus, am încercat noi să fim exemplu pentru ei. Bineînțeles că ne întrebau pe noi cum am făcut noi. Și i-am încurajat să se păstreze puri și să caute în biserică o persoană cu care să se gândească la căsătorie. Dar fiindcă așa se face în țară, nu prea se căsătoresc oamenii, nu nici încurajează, nici familia nu-i prea încurajează. Și din păcate, acum nu vorbesc despre școala aceasta, dar în școlile de stat, unde sunt mult mai mulți copii în general, pur și simplu se duc la școală, fetele sunt însărcinate și apar copii la vârste foarte mici. Da, și 14 ani poate să aibă și devine mamă. Și din păcate, guvernul nu prea îi încurajează în direcția asta abstinenței. Da. Deci toate aceste lucruri arată că este nevoie de oameni acolo, că este nevoie de voi, de implicare. Chiar dacă țara se declară oarecum creștină, creștinismul nu este unul practic. Da. Am înțeles din discuțiile pe care le-am avut cu voi, sigur, când v-am întrebat despre lucrarea din Namibia, am înțeles că ați fost implicați și într-o campanie de evangelizare a bisericii. În ce a constat această campanie de evangelizare? Am avut o săptămână de evangelizare pe stradă și mergeam doi câte doi pe străzi și le vorbeam oamenilor despre Dumnezeu, ne rugam pentru ei acolo pe stradă și îi invitam după masa, aveam în oraș, am închiriat un cort și era evangelizare pentru cei care voreau să vină și a fost un fost frumos. Mie mi-a plăcut să merg pe stradă și să vorbesc cu oamenii, chiar dacă noi am stat în rundul, nu am făcut de foarte multe ori lucrul acesta pentru că timpul nostru era foarte mult, eram implicați în școală și dar a fost o experiență nouă. Să mergem pe străzi, să mergem prin casele oamenilor, la casele oamenilor și să le spunem despre Dumnezeu și să-i vedem după masa că vin la evangelizare. Cum sunt oamenii din rândul și în general din Namibia, din orașele Namibiei, că voi ați fost într-un oraș, sunt deschiși la Evanghelie sau cel puțin să stea de vorbă, să asculte, să primească, să accepte invitația de a veni la aceste întâlniri? Sunt foarte deschiși pentru Evanghelie. Nu am întâlnit pe nimeni să zică, nu vreau să ascult sau nu vreau să te ascult, lasă-mă în pace. Toți erau atenți și vreau să știe mai mult despre Dumnezeu. Și, dar problema lor e că nu iau în serios. Ei se pot să zic, mă pocăiesc acum și nu mai fac ceea ce făceam și
zicem, predau viața în mâna lui Iisus, poate zice chiar rugăciunea păcătosului, dar rămâne la atât. Pentru ei, rugăciunea păcătosului, gata. Am zis, rugăciunea păcătosului sunt salvați, bine, sunt mântuit. Salvați, sunt mântuit, nu trebuie să mai fac prea multe alte lucruri. Și e doar așa un creștinism de suprafață în multe, în multe vieți ale oamenilor, în mulți oameni. Și iarăși am văzut că îi îmbină creștinismul cu animismul, cu închinarea la strămoși. Și chiar dacă ei stau în oraș, originea lor vine de tot de la sate. Acolo vrăjitorii au multă putere și se practică această religie animistă și își duc copiii. Ei stau în oraș, dar îi duc la vrăjitori în sate. Și chiar în școala unde am predat acum, un copil a lipsit vreo săptămână și ceva de la școală și când a venit, l-am întrebat, ce s-a întâmplat? Ai fost în vacanță sau ce s-a întâmplat de n-ai lipsit așa de mult? L-am întrebat, ai fost pe coastă, că Africa are coastă spre ocean și am zis, ai fost în vacanță pe coastă. A, nu, zice. Dar ce s-a întâmplat? Păi, mama mea m-a dus în sat. Nu, și te-a dus la bunici. N-am știut. Nu, m-a dus la vrăjitor. Poftim? Dar de ce? Păi că zicea că trebuie să facă curățire și nu știu ce și nu mi-a plăcut deloc ce mi-a făcut doctorul și nu mi-a vrăjitorul și nu, dar nu mi-a explicat foarte multe. Vedeam pe el că era dezamăgit și era trist. Și atunci l-am îmbrățișat și am zis, Dumnezeu să te binecuvinteze și o să mă rog pentru tine. Și îmbină creștinismul cu vrăjitoria. Ei, pentru ei tot una. Este în regulă să fii și într-o parte. Este în regulă să fii și într-o parte. Ei zic că cer ajutorul de unde pot. Mă rog și lui Dumnezeu, mă rog și strămoșilor, cer ajutorul de unde, din amândouă părțile, o să... Unul dintre ei o să sară în ajutor. Deci acestea sunt cele mai puternice întărituri pe care voi le-ați observat acolo. Odată promiscuitate, imoralitate, familii destrămate, un sincretism religios, creștinism și practici animiste. Care sunt alte întărituri pe care le-ați observat în lucrare, în lucrarea cu copii, evangelizare, biserică, alte întărituri ale diavolului acolo împotriva cărora Duhului Dumnezeu trebuie să lucreze și să le străpungă? O altă mare problemă e dependența de alcool. În Namibia sunt foarte multe baruri. Dacă au un fel de acoperiș chiar și în stradă, ei deci aș fac un bar și, din păcate, sunt prea multe. Mulți oameni dependenți. Da, și sunt foarte multe oameni dependenți și, din păcate, tinerii văd din nou acest model greșit și îl preiau. În capitala Namibiei este o stradă întreagă, poate că are vreo 3 kilometri. Așa. Pe ambele părți sunt numai baruri. E stradă renumită. Renumită. Cu baruri. Și în sate, inclusiv, alcoolul se găsește. Dacă poate este nu găsești ieftin. Zahăr, uh-huh. Poate nu găsești ulei sau alte lucruri nici în sate, în mini-magazinele pe care le au ei acolo, dar alcoolul se găsește întotdeauna. Și fac tot posibilul să câștige câțiva bănuți ca să meargă să... Da, mi-am dorit să împărtășiți aceste lucruri pentru că atunci când cei care ne urmăresc, ne ascultă, se vor ruga pentru voi... Să știe care sunt acele elemente specifice ale întăriturilor diavolului acolo, împotriva cărora trebuie să se ridice prin rugăciune ca ele să fie dărâmate. Dar, desigur, dincolo de, hai să zicem, această nuanță pesimistă, probleme, cred că ați avut și motive de bucurie, satisfacție,
în lucrare, nu? N-ați văzut numai aceste probleme și drame și necazuri și ați experimentat și bucurii și satisfacții. Ați putea să împărtășiți cu noi care sunt bucuriile, satisfacțiile mai mari pe care le-ați avut în acest an de slujire în Namibia? Da. Suntem așa, bucuroși că în primul rând a fost acceptați de ei acolo și Dumnezeu ne-a dat trecere în tot ceea ce am făcut noi acolo și în viața lor. Asta este o încurajare pentru noi să vedem că să vezi că ești acceptat și ceea ce zici și când vorbești cu oamenii și sfaturile care încercăm să le dăm și care le dăm sunt luate în serios și se ține cont de ține cont de ele. Și implicarea noastră în școală, impactul pe care noi l-am avut ca și profesori, dar cel puțin noi am încercat să nu fim ca și ceilalți profesori. Că am văzut profesorii zic, eu sunt profesor și trag o linie și o barieră între mine, profesorul și voi, elevii sau studenții. Eu am încercat să mă apropii de ei mai mult și am văzut că și ei, ca și copii și adolescenți, se raportează altfel la noi, pentru că noi n-am trasat acea linie și acea barieră între noi și ei și ne bucurăm când vin la noi și ne cer sfaturi, vin la noi și ne spun problemele cu care ei se confruntă și un tânăr ne zicea, cu voi pot să stau foarte liber să vorbesc. N-aș putea să stau de vorbă cu păstorul meu așa liber cum stau cu voi și împărtășesc problemele sau greutățile prin care trec. Și îi o satisfacție și aceasta, să vezi că tinerii se deschid pentru a comunica nevoile lor. Și Marinela, ai avut și tu bucurii, satisfacții, împliniri în slujire și în ce fel? Da, cam același lucru este faptul că putem să ne apropiem de ei și ei ne permit să ne apropiem de ei și apoi ei la rândul lor se apropie de noi. Dar în același timp, în implicarea noastră pe sate pe care am avut-o împreună cu colegul nostru Octavian, acolo iar am văzut același lucru, am văzut oameni interesați, doritori să crească și mai cu seamă sunt câțiva tineri, sunt bărbați, părinți, dar sunt mai tineri care se întâlnesc cu Octavian în fiecare zi și caută să învețe mai multe și să fie ucenicizați, se lasă ucenicizați pur și simplu. Asta ne încurajează pentru că nu știm cât timp vom putea sta acolo. Sunt probleme de viză, sunt lucruri care ne-ar putea împiedica în orice timp, în orice moment să stăm acolo. Dar faptul că există oameni pe care putem să-i pregătim și să-i lăsăm acolo, asta ne încurajează foarte mult. Și chiar și în oraș, la grupul de tineret, avem un băiat foarte implicat și credem că el va fi cel care va continua lucrarea aceasta cu tinerii. Și dorința noastră asta este să facem ucenici, nu să facem o lucrare care depinde foarte mult de noi, ci să lăsăm dintre ei lideri. Voi când v-ați dus acolo, v-ați dus dintr-o biserică românească, tu ai rădăcini baptiste, tu ai rădăcini penticostale, sunteți membri într-o biserică frumoasă din Oradea și ați ajuns pe un alt continent, într-o altă biserică. Sigur că există diferențe, normal să fie, sunt diferențe aici în România între biserici de confesiuni diferite sau în cadrul aceleiași confesiuni. Care au fost diferențele cele mai mari pe care le-ați sesizat de ordin teologic sau cultural sau în ceea ce privește manifestarea? Diferențe care v-au determinat să vă puneți întrebări, să vă întoarceți la Scriptură, să vă verificați doctrina,
sau și să vă determine să puneți această întrebare serioasă. Putem accepta, putem continua, putem merge mai departe? Da, așa cum ați zis, sunt diferențe. Chiar dacă noi la început am zis și noi, nu poți să găsești o biserică penticostală română în Namibia. Nu. Trebuie să... Este una namibiană. Este una namibiană și ei au alt stil de închinare și de manifestare în biserică. Specific african. Nu? Da. Dar... Mult entuziasm. Mult, exact. Mult entuziasm, muzică, bucurie. Dans, ei bucurie. Exprimă da. Bucuria în exterior. Și... Chestiile astea n-au fost o problemă pentru noi, chiar dacă a venit dintr-o biserică în care nu se dansează, nu se bate din palme, nu... Nu, pentru că dansul lor nu e ce credem noi poate aici când ne gândim. Sunt doar niște mișcări simple și sunt organizate de obicei. Dacă își organizează un grup, sincronizați tot, este... tot grupul. Da. Nu e... Da, deci asta nu a fost și ei fac diferența între dansul din biserică și dansul din lume. Ei fac diferența aceasta, așa că și nu le combină, nu le amestecă. Da, asta a fost, nu a fost un... o piedică să vă adaptați și să vă integrați. Da. Au fost piedici însă? De ce natură? Au fost piedici de natură doctrinară, pentru că ei, ca și creștini, ei se numesc creștini, așa cum am zis, combină vrăjitoria cu creștinismul și deja îi diluat creștinismul lor. Dar acum vorbim specific de biserica în care sunteți voi implicați. Ei cred că împărăția lui Dumnezeu îi acum și împlinită 100%. Nu trebuie să mai aștepți o zi ca Iisus să vină și să fie de plină, plinătatea împărăției lui Dumnezeu. Ei zic că totul acum a împlinit și așteptăm degeaba. Toți bolnavii trebuie să fie vindecați. Dacă ești creștin adevărat și ai ungere, nu trebuie să fii bolnav, nu trebuie să fii sărac. Și această evanghelie, evanghelia prosperității, e foarte, foarte răspândită în Namibia și mulți păstori pot să zic că își fac bani pe spatele oamenilor care speră, își doresc altă viață. Exact, speră, doresc și dacă le predici Evanghelia Prosperității, cine n-ar vrea dintre cei săraci să fie și ei mai bogați, să aibă și ei bani? Și pentru ei să sameni sămânța, îți banii. Dacă vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu, tu trebuie să sameni bani. Și ca în locul Dumnezeu care se seamănă în biserica, pormoneul păstorului, posibil. Exact. Da. Probabil. Da. Exact. Și, și lucrurile astea nu le-ați văzut de la început. Au fost ascunse și au apărut. Au apărut cu timpul. Voi ați crezut că vă duce să lucrați cu o biserică penticostală, echilibrată, care are aceeași doctrină. Ca și a noastră, am zis, e biserică penticostală, nu pot să fie mari diferențe. Ne așteptam noi la câteva diferențe, așa cum am zis, biserică namibiană, dar nu ne așteptam la așa mari diferențe. Și lucrul ăsta nu ni s-a spus de la început. Când am fost acele 3 luni de zile, 2 luni și jumătate de cercetare, am stat de vorbă cu acest păstor și am discutat mai multe zile, am stat împreună cu el, dar nu a dus în vorbă nimic din ce știa că noi nu am fi de acord. Și este împărăția prezent acolo, păi voi ar trebui să stați acolo, pentru că rămâne veșnic. Mi-am ieșit din împărăție. Să toată România acolo. Și, într-adevăr, sunt oameni care nu se îmbolnăvesc, nu îmbătrânesc, au de toate. Și dacă nu se întâmplă astea, cum își explică liderii? Care este explicația? Lipsa credinței, asta e
Deci dacă te îmbolnăvești, nu ai credință. Dacă ești sărac, nu ai credință. Da. Dacă ești bolnav și mergi să se roage pentru tine și nu ești vindecat, nu din cauza celui care s-a rugat, ci din cauza ta, tu nu ai avut credință sau tu nu ai semănat destul, adică nu ai dat destui dăruit. Bani pentru biserică, nu ai dăruit pentru unsul Domnului, că așa zic, ca să unsul Domnului să se roage pentru tine, trebuie să dai ca să-ți aduci aminte cât ai dat. Și mai au dăruiesc acum și peste, ce știu, o lună sau jumate de an au ceva problemă sau au ei vreo dorință că vor ceva, ei se roagă și zic, uite, Doamne, ții minte, eu atunci ți-am dat suma aia de bani, a fost nu puțină, acum e rândul tău să mă binecuvintezi. Să o primesc înapoi cu dobândă. Da, exact, cu dobândă multiplicată. Pentru tot ei, în mit, ei tot așa zic, să primești în mit, în sutit. Și lucrurile astea pe care le-ați descoperit după aceea, pe traseu, au creat în voi neliniște, da. Îndoială, v-ați întrebat, băi, suntem noi bine sau... Da, e adevărat, după ce suntem am aflat noi greșiți. Aceste lucruri, stăteam și discutam noi doi și ziceam, ceva nu-i bine. Noi, ori noi am luat-o puțin greșit după ne-am cale și n-am Biblia. Înțeles bine Biblia. Și Dumnezeu ne-a trimis în Africa să ne adevăruri pe care noi nu le știam. Da, și atunci am stat și am citit din Biblie și ne-am rugat și am căutat altfel, am văzut cu alți ochi Biblia din altă perspectivă și ne-am dat seama că ceea ce noi avem în inimă și ceea ce Dumnezeu a sădit cu ani în inimă și ce am învățat aici în România nu e așa ușor de aruncat și de pus deoparte, pentru că un păstor sau un anumit om zice că, pentru că păstorul ăsta tot așa ne zicea, ori tot ceea ce voi ați învățat până acum, lăsați-le deoparte și primiți revelație nouă. Și citeam din Proverbe și candela cu mai multe luminițe de lumină mai mare și am zis, nu poți pur și simplu să dai deoparte, să stingi exact toate luminițele și să primești o altă revelație, pentru că ce revelație mai mare decât Biblia? Biblia o revelație, pentru că ei vor o revelație din revelație, nu, da, dificil. Și toate aceste lucruri care s-au întâmplat în ultimele luni vă determină să vă reconsiderați poziția, viitorul și slujirea acolo. Am înțeles că vă întoarceți și veți încheia ca și profesori acum contractul cu școala. Și apoi care sunt planurile voastre pe termen scurt, pe termen lung cu privire la Namibia și implicarea voastră acolo? Da, în primul rând, așa cum ați zis, acum anul acesta încă vom sta în rundul și vom finaliza contractul pe care îl avem cu școala aceasta. Și apoi vrem să ne orientăm mai mult pe lucrarea de pe sate, acolo unde colegul nostru Octavian se află și locuiește, și am vrea să-l sprijinim pe el în lucrare și să ucenicizăm acolo oameni în satul Ceto în special. La ce distanță este această zonă în care se află Octavian și unde planificați și voi să vă mutați? E destul de departe, la 300 de kilometri, și lucrul acesta a făcut cam dificilă deplasarea noastră acolo, pentru că în primul rând nu avem mașină și de câte ori mergeam acolo la el trebuia să-i ducem, să-l aprovizionăm. Odată la o vizită pe care am făcut-o am dus niște saltele acolo pentru copiii orfani și acestea au ocupat spațiu și era nevoie de ceva, de o mașină mare. Am împrumutat o mașină de la cineva și așa ne-am descurcat. Pentru că nu există alte mijloace de transport, nu există curse regulate. Există ceva, dar nu poți să duci așa multe lucruri pentru că sunt mai mulți călători și n-ai dreptul decât la un bagaj. Da. Și da, dar ăsta e planul nostru, încet să ne orientăm spre lucrarea de pe sate.
cu tinerii și cu copiii și, bineînțeles, și cu adulții. Și ce vă doriți să faceți acolo, efectiv, în satul Ceto și încă unul? Da, în Pipo. Pipo? Vrem să deschidem biserică și în satul Ceto și în Pipo. Biserica să fie cu acte, în regulă, să fie înregistrată. De, în cadrul unei confesiuni religioase, da, penticostale. Penticostale, da. Și în Pipo la fel. Și vrem să ne deschidem o organizație, organizație non-profit, ca să ajutăm să avem impact în viața, în societatea din CETO. Și acest lucru ne-ar ajuta și la viză. Pentru că avem nevoie de viză și îți trebuie un motiv bun ca să poți să rămâi în Namibia. Și pe lângă biserică vrem să ne axăm și pe tineri, pe adulți, pe copii. Care este cea mai mare nevoie pe care ați observat-o acum voi în Namibia, în comunitățile creștine de acolo, unele nominale? Care este cea mai mare nevoie și cum puteți în viitor să ajutați mai mult consolidarea vieții creștine acolo și alegerea între grâu și sămânță și neghină, pentru că se pare că asta este marea problemă acolo. Da, nevoie de învățătură este foarte mare. Învățătură sănătoasă, doctrină sănătoasă. Da. Da, pentru că ei, prin revelație, așa se exprimă ei, unul de la celălalt,
și ungerea se transmite de la un pastor la altul, la celălalt. Dar nu prea vor să fie instruiți într-o școală biblică și pentru ei poate e o pierdere de vreme sau spun că după aceea cazi în cealaltă extremă, prea mult studiu prea și nu ești cu Duhul, ești cu studiu și din păcate resping instruirea și apoi lideri puternici, e nevoie de lideri în special pentru generația tânără. Deci acestea ar fi zonele în care voi doriți să vă implicați mai mult după ce vă întoarceți și vă reuniți oarecum ca și echipă cu Octavian în acea zonă Ceto, Pipo și alte sate care se află în partea de nord-est a Namibiei, care sunt populate de boșimani. Da, în special de boșimani, dar probabil că sunt și alte grupuri și alte triburi acolo. Deci este nevoie de voi. Este, categoric. Ați lămurit, ați convins bisericile din România și nu numai bisericile din diaspora că este nevoie de voi. Vă susțin. Cum s-au comportat ele în ultimul an după ce voi ați plecat acolo? Da, suntem foarte recunoscători și mulțumitori Domnului pentru bisericile române. S-au rugat pentru noi și am simțit și am avut nevoie de rugăciunile lor. Sunt păstori care, chiar dacă sunt ocupați, și-au făcut timp să ne scrie un scurt e-mail, 2-3 fraze și să ne încurajeze. Și contează mult pentru misionar. Contează de enorm. Acasă să primească 2-3 fraze de la păstori. Da, contează foarte mult. Ca când primeam câte un e-mail și vedeam că e de la un păstor, îl deschideam repede și citeam să primim încurajările pe care ei ne le transmiteau și din punct de vedere financiar, bisericile care s-au angajat să ne susțină s-au ținut de cuvânt și au trimis suportul financiar de care avem nevoie și noi suntem acolo pentru că bisericile române se roagă pentru noi și nu doar se roagă, și dăruiesc. Și e un lucru foarte important pentru lucrarea de misiune și pentru misionar. Să știe că are în spate armată de oameni care se roagă pentru ei și care dăruiesc pentru lucrarea de misiune. Este o biserică anume din România care a avut o experiență mai aparte în susținerea voastră în Namibia? Da, suntem susținuți de Biserica Pentecostală din Lugașul de Jos, în județul Bihor. Și recent am fost și le-am făcut o vizită. Iar fratele pastor Iosif Berce ne spunea că el la început a fost puțin rezervat. Nu de mult au terminat de construit o clădire de biserică și au avut datorii, așa cum se întâmplă în general. Și era puțin așa, strâns la colț și a ezitat puțin să investească în lucrarea de misiune, dar până la urmă a lăsat ca Duhul lui Dumnezeu să-i vorbească și a zis, uite, hai să ne implicăm în lucrarea de misiune și s-au implicat, au promis și apoi s-au și ținut de promisiune și dânsul ne mărturisea cum la scurtă vreme, după ce s-au angajat să ne susțină în misiune, Dumnezeu a binecuvântat biserica în mod deosebit prin faptul că au reușit să vândă clădirea, proprietatea mai veche, au reușit să o vândă după ce câteva luni de zile serioase n-au văzut nicio schimbare, nicio mișcare. După ce s-au angajat să susțină misiunea, răspunsul a venit destul la scurt timp. Și apoi, din nou, biserica a fost binecuvântată de cineva cu o sumă foarte mare care îi ajută să acopere parte din cheltuieli. Și el a fost foarte încurajat și ne-a zis, mă bucur atât de mult că m-am implicat în lucrarea de misiune și am văzut cum Dumnezeu e credincios și răspunde la nevoile. Și asta a fost un exemplu concret în care s-a văzut că dacă biserica este gata să susțină o lucrare dincolo de cercul ei, de zidurile ei,
Dumnezeu este credincios și răspunde și la nevoile locale. Da. Iată că timpul trece așa de repede și în încheiere aș vrea să împărtășiți cu telespectatorii și motive de rugăciune. O să plecați curând din nou în Namibia. Care ar fi motivele pe care să le aduceți înaintea fraților, surorilor, bisericilor ca să se roage, să continue să mijlocească pentru voi? Sandu? Da. Protecție spirituală, protecție fizică pentru voi. Pentru noi, ca și familie. Voi simțiți acolo presiune, că sunteți în mijlocul unui război spiritual? Da, e un război spiritual și avem nevoie ca frații noștri ne susțină în rugăciune și fizică, în zona unde o să mergem încet, acolo e un parc național și animale sălbatice sunt libere ca la ele. Noi mergem la ele acasă. Da. Și ca Dumnezeu să ne păzească de aceste lucruri. Deci este frumos să vizitezi un parc național, dar se pare că nu este ușor să locuiești într-un parc național. Nu este ușor să locuiești într-un parc național, da. Să se roage pentru noi ca și echipă, noi doi și Octavian, ca Dumnezeu să ne lege în dragostea Lui și să lucrăm ca și o echipă, să nu facem competiție unul cu celălalt, pentru că sunt multe câmpuri de misiune în care oamenii, misionarii se despart datorită neînțelegerilor, da, geloziei și neînțelegerilor în echipă. Și să se roage ca Dumnezeu să ne unească în dragostea Lui și să vedem scopul pentru care suntem acolo, nu scopul nostru personal, ci scopul lui Dumnezeu. Și pentru credincioșii și pentru cei din Pipo, pentru oamenii din Namibia, pentru creșterea lor spirituală, ca Dumnezeu să le miște inima și cuvântul, sămânța care este sădită în viața lor să crească și să prindă rod, să facă rod. Și Mari, mai ai tu ceva? Câteva motive? Pentru organizația pe care vrem să o deschidem, avem nevoie de uși deschise, pentru că nu este foarte ușor să obții diferite aprobări, așa că rugați-vă pentru noi în acest sens și de asemenea în câteva luni așteptăm un copil, rugați-vă și pentru ca aceste lucruri să decurgă cu bine și să avem înțelepciune și în creșterea copiilor în această etapă nouă în care suntem. Copil care, dacă toate lucrurile merg bine, se va naște la începutul anului viitor în Namibia, în Rundu. Da, da. Acesta este planul nostru namibian. Și da, credem că Dumnezeu ne va ajuta în direcția aceasta. Și aș mai adăuga eu o nevoie, vouă este greu să o amintiți, dar ar fi binevenită pentru ei și pentru echipă și pentru Octavian o mașină, un autoturism. Sunteți la 900 de kilometri distanță de capitală. Da, da. Dacă vă mutați încet, o veți fi la 200 de kilometri de cel mai apropiat oraș și acolo, în parcul acesta național, nu se poate circula altfel printre animale sălbatice și aveți mare nevoie de o mașină și ne rugăm ca Dumnezeu să răspundă și acestei nevoi. Acum chiar că vom încheia și aș dori, Marinela, dacă ai un scurt cuvânt prin care să te adresezi, hai să zicem, tinerilor familii, să le invit să se implice, cum ar putea să se implice. Și voi ați fost provocați de cineva, de o familie de misionari să ajungeți pe câmpul de misiune. Este foarte posibil ca acest mesaj al vostru să atingă ceva inimi. Da, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă o anumită lucrare, fie aceasta și lucrarea de misiune, cred că nu ar trebui să așteptați un moment mai potrivit sau o etapă mai potrivită decât momentul în care vă aflați acum. Cineva îmi spunea, dacă e să dăm Domnului cei mai buni, atunci ar trebui să dăm tinerețea noastră.
Și de aceea vă încurajez să luați în direcția în care Dumnezeu vă călăuzește, fără să ezitați. Vă încurajăm să, dacă vreți să luați pe calea misiunii, să vă înscrieți la Centrul Român de Studii Transculturale și să vă pregătiți acolo. Și Dumnezeu vă va călăuzi pas cu pas, fără îndoială. Mulțumesc, Marinela, mulțumesc, Sandu. I-am avut cu noi pe acești tineri minunați, familie minunată, care lucrează ca misionari în Namibia. Și eu vă mulțumesc, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și vă aștept cu multă bucurie săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, să ne reîntâlnim și să facem un alt popas, poate că pe un alt continent, să urmărim cum lucrează Dumnezeu. Nu ezitați să ne contactați, nu ezitați să ne scrieți, aveți informațiile pe monitor, așteptăm să ne scrieți pentru că dorim să fim aproape de dumneavoastră. Și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă ajunge la timp.